Astăzi mergem la Jumbo pentru că n-am mai fost de mult și sunt curioasă ce o să găsesc pe acolo, o să vă arăt și vouă. Am găsit niște super stickere. Și îmi place la nebunie agenda asta de jos. Dar păcat că am prea multe agende. Bună, dragilor! Din câte ați văzut, am mers până la Jumbo pentru că n-am mai fost de foarte mult timp și eram curioasă să văd ce lucruri mai au pe acolo și pentru că știu că v-a plăcut foarte mult clipul cu Jumbo pe care l-am postat, cred că acum aproape un an, știu că era în vara anului 2017, am zis că de ce să nu încerc să filmez un pic pe acolo și să vă arăt acum ce obiecte, ce chestii mi-am luat, pentru că unele dintre ele poate vi se par interesante. Am aici sacul mea cu Jumbo, observați că este destul de mare, mă dă afară din cadru. Și vreau să vă zic că mi-am luat și o minge de plajă și niște palete în acelea de badminton, dar micuțe, pentru că aveam deja unele mari, dar pe acelea le-am lăsat deja în mașină ca să fie la îndemână. Însă o să vă arăt ce am prin sacoșă, ca mai apoi să pot să-mi aranjez și eu treburile prin casă. În primul rând am luat această foarte mare eșarfă, i-aș zice eu, dar nu este eșarfă, este o eșarfă sub acoperire pentru că este de fapt un prosop de plajă și are o față normală de tip prosop și o față de tip eșarfă și este destul de mare, nu mai țin minte ce dimensiune are, dar mi-a plăcut foarte mult și cred că este oarecum mai în trend acum. Nu știu cât are, 90x170, deci este destul de mare și mi-a plăcut că este așa, destul de girly și are niște culori foarte frumoase și cu fluturi și mă duce cu gândul la vară, la plajă și da. Am zis că cu toate că mai am niște prosoape și alte lucruri de acest gen, ceva de genul acesta nu am mai văzut până acum și mi-a plăcut foarte mult. Și ce mi-a plăcut și mai mult este faptul că la un capăt are acești ciucurei drăguți, deci uitați cât de fain sunt. Sunt niște ciucurei așa de hazli și super, super drăguți și chiar am văzut că este o modă acum cu ciucurei și cu franjurile, așa că why not? Apoi am luat aceste trei chestii, o să vi le arăt pe rând, sunt niște bandane în acelea de cap din care eu cred că nu am avut niciodată. Prima este aceasta albă. Are un model sclipicios așa, este în aceea mai mare pe care o pui așa pe cap și se vede foarte frumos. Iar apoi o am pe aceasta, care este tot albă, dar este oarecum un model cu găurele și aceasta este preferata mea, vă arăt imediat ca să înțelegeți cum vine. Cam așa ar fi modelul, n-am aranjat-o eu foarte bine acum, dar este numai bună pentru plajă și pentru vară și îți protejează oarecum capul mai mult. Dar nu aceasta este cea care îmi protejează mie mai mult capul, ci aceasta pe care am luat-o prima. Este tot o bandană pe care am luat-o prima, are un model floral și mi-a plăcut mai mult și materialul. Este așa ca de eșarfă de pus la gât și aceasta este, observați, foarte frumoasă, nu mai pun pe cap că și așa m-am înciufulit, dar mai aveau și alte modele, însă cam acestea mi s-au părut mie cele mai frumoase și care mi se potriveau, care erau pe gustul meu. Acele bandane nu prea au fost așa scumpe, în jur de 4-5 lei parcă, și de aceea mi-am luat mai multe. Iar mai apoi am aici o chestie care am văzut că este foarte populară în ziua de astăzi. E vorba despre un aplicator în acela de fond de ten, un burețel, dar este din acela din silicon sau mă rog, nu știu exact, da, din silicon este. Și încă nu l-am desfăcut, dar sunt tare curioasă, o să-l desfacem acum pe cameră. Am văzut că sunt populare și nu aș fi dat bani mulți pe unul pentru că nu știu dacă mi se potrivește. Stați că l-am luat în unul și oh my god, este... are o textură foarte ciudată, arată cam așa.
cam așa. Îmi scuzați manicura nefăcută. Și este destul de gumos. Nu se simte foarte ciudat la atingere, dar sunt curioasă dacă va aplica bine fondul de ten, nefiind niciunul prea scump, era în jur de 4 lei. Adică poate nu este ceva de calitate, dar probabil efectul ar trebui să fie același ca la altele. O să vedem, o să fac și un review, poate, dacă mi se pare interesant. Apoi am luat o chestie pe care o pândeam de mai mult timp. Este un glue gun, un aparat în acela care încălzește lipiciul și poți să lipești diverse chestii. Poate fi folosit pentru, nu știu, a repara lucruri prin casă sau pentru a crea chestii creative. Dar pentru că nu avea decât vreo două rezerve, parcă are înăuntru, am luat și un set de rezerve. Era în jur de 15 lei acesta și rezervele vreo 5 lei. Avea și modele colorate cu sclipici, dar am zis să iau simple și să văd cum se comportă și acest glue gun, pentru că n-am mai avut până acum și sper să fie ok. Apoi am luat o chestie super random de la casă, mă rog, de la casă, înainte de case. Este acest pachet cu două seturi mini de cărți de joc. Și nu știu exact dacă vedeți, dar sunt super drăguțe, sunt atât de micuțe. Iar cei care mă știu cunosc faptul că, nu știu, mereu am fost mai ciudat așa și mi-au plăcut foarte mult cărțile de joc. Și de aceea, din acestea mini chiar nu am avut și mi-au atras atenția când le-am văzut. Și m-am gândit că ar fi utile să le am poate și în geantă, că nu se știe niciodată când mă voi juca cu un pachet atât de micuț. Deci uitați-vă cât de drăguțe sunt. Sunt atât de drăguțe. Yes! Mă rog, modelul este simplu, dar mi se par super drăguțe și abia aștept să am ocazia să le folosesc. Chiar n-am jucat cărți de foarte mult timp și poate acestea vor fi un starter. Din zona creativă nu se putea să plec fără stickere, așa că mi-am luat 3 seturi. Inițial mă uitasem că erau unele seturi pe care le-am mai avut în trecut și nu mi le-aș fi recumpărat acum, pentru că oricum mai aveam din unele. Dar am ales niște modele care mi se pare mie că se potrivesc pentru perioada aceasta. Am acestea, care sunt super, super drăguțe, cu flamingo, cu tucan și cu floricele și alte modele potrivite pentru vară. De asemenea, tot în ton cu vara am aceste stickere. Astea sunt cu pești și cu alte nebunii subacvatice, mi s-au părut super drăguțe. Și mai am un singur set care este cu sirene. Mi se par super, super drăguțe și sunt mai toate reliefate, așa, mai ales acestea cu sirene. Chiar dacă par așa mai copilărești, mie mi-a plăcut foarte mult că sunt realizate frumos și au niște, au un aspect așa foarte fain. Iar acum voi avea ocazia să-mi decorez mai bine lunile acestea de primăvară-vară. Am mai luat și niște dischete în acestea de machiante, în acelea mari, nu știu exact cât au fost, dar sunt foarte faine și te ajută să te demachiezi mai ușor. Apoi nu am rezistat și cu toate că am luase mai multe, am rămas doar cu un set de washi tape. Acesta mi-a atras atenția pentru că este unul puțin relefat, sunt niște inimioare, o să desfac și o să vă arăt de fapt. Să înțelegem împreună ce se întâmplă aici. Sunt niște inimioare, cred, care sunt un pic mai relefate. Imediat desfacem. Ok, nici că a fost un super chin să desfac cutia. Cam așa arată, sunt niște inimioare și când desfaci ar trebui să... Ok, haideți că m-am amețit. Deci, practic, când desfaci se dezlipește câte o singură inimioară din aceasta. Nu este exact ce credeam eu. Credeam că toată banda este... nu știu, relefată sau cea, cu toate că ar fi relefată dacă pui o inimioară peste alta. Practic sunt doar, nu sunt inimioare, sunt petale de sakura de cireș, dar da, e foarte drăguță culoarea și o să fie utilă. Chiar dacă nu este la ce, chiar dacă nu este washi tape-ul la care mă așteptam, o fază este că mie mi-a atras atenția faptul că avea un preț destul de bun, era vreo 2-3 lei și mai aveau și alte seturi, dar am renunțat până la urmă la ele că nu erau chiar pe gustul meu. Nu mai am multe lucruri să vă arăt, dar nu contează că poate mai facem și alte hauluri. Acesta este un set în acela de artist cu 3 canvasuri, nu vine să le zic, cu 3 cartoane pe care poți picta, pânze de pictat, așa, pânze pentru pictură. Și sunt foarte faine, le-a luat mama mea, dar probabil o să le folosim la comun, pentru că și mie îmi place să pictez și mai am
pânze de acest tip, doar că erau din acelea groase puse pe lemn, iar acestea sunt direct subțiri, varianta subțire. Spuneam că mi-am luat și niște palete de badminton scurte, pentru că am deja din acelea lungi, și am luat și niște mingiuțe care au rămas separate în sacoșa pe care am adus-o acasă. Sunt cu emoji faces, sunt atât de drăguțe și sunt squishy, așa, sunt destul de moi. Mie mi-au plăcut, chiar dacă nu sunt nici foarte ușoare, nici foarte grele, mai erau niște bile de vânzare care erau destul de grele și am zis atunci când te joci să nu-ți vină din aia în față să te lovești. Așa că am optat pentru acestea, o să vedem cât de bune sunt, dar mi s-au părut super cute și mai aveau și modele cu mingi de tenis, spre exemplu. Iar ultima chestie pe care am luat-o astăzi este această, cum îi zice, cam un lapsus, o folie autocolantă cu model cu trandafiri. Deci are acest model cu trandafiri care nu se focalizează de nicio culoare și m-am gândit să folosesc acest autocolant pentru o măsuță pe care o am, din aceea pliabilă, pentru că este neagră și de-a lungul timpului s-a îmburdărit și nu mai are un aspect așa frumos, așa că am zis că acest set autocolant sigur își va face treaba și cred că o să mă ocup de el chiar astăzi, pentru că chiar am niște timp liber și să iasă treaba. Cam acesta ar fi haul-ul de la Jumbo, sper că v-a plăcut. Nu știu exact ce a ieșit pentru că n-am mai făcut de mult niciun haul, nici așa o rapidă trecere prin magazine. Și dacă ați fost și voi pe la Jumbo, eu am fost la Jumbo în Constanța, în caz că vă întrebați. Sunt curioasă ce v-ați luat de acolo sau ce v-a plăcut. Am văzut că aveau și foarte multe articole pentru plajă, papucei colorați, foarte multe lucrușoare cu tematica aceasta de ananas sau de flamingo, pentru că se poartă acum. Și da, mi s-a părut foarte drăguț și am văzut pe acolo, dar a fost o teroare cu aerul condiționat, așa că am turit-o cât de repede am putut și nici nu aș fi putut să cumpăr mai multe lucruri azi, pentru că poate mai merg cu altă ocazie când am nevoie de ceva. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să dați subscribe la canal. Și sunt tare curioasă care este părerea voastră despre magazinele acestea cu multe lucruri, cu chestii de decor, cu articole pentru casă și multe altele, dacă vă plac. Până data viitoare, vă urez o zi frumoasă și ne auzim cât de curând cu un nou clip. Bye, bye!